Bună seara, București FM, noi suntem 98,3. Primul miracol al acestei seri, oameni buni și dragi prieteni, este acela că în timp ce voi ascultați acest interviu, chiar în acest moment, José Feliciano este pe scenă și cântă. Iată unul dintre primele miracole, de altfel toată seara va fi plină de substanță. Un moment special pentru noi București FM. Vă așteptăm, bineînțeles, să intrați și pe site www.bucureștefm.ro. Lângă mine, alături de José Feliciano, se află și colegul meu de la matinal, Răzvan Petre, cel care, prin amabilitatea lui nemărginită, a acceptat să traducă acest interviu. Ca de Răzvan, obicei, bună ca de seara. obicei. Îi spun bună seara lui José Feliciano, din nou în România, după o perioadă destul de lungă de timp. Bună seara, maestre, bine ați venit! Good evening, Mr. Feliciano. Good Welcome evening. back to Romania. Thank you very much. You know, the Romania language sounds a little bit like a cross between Italian and Czechoslovakian. You know, there's a lot of Italian words like primo and esta sera. That's Italian, you know. Limba română seamănă foarte, foarte mult cu limba italiană. Domnul Feliciano a apreciat că limba română e o combinație între italiană și cehoslovacă. Să ne amintim, bine, unii dintre noi, unii poate mai puțin, apropo de cehi, momentele acelea trecute din istoria României, când noi nu știam decât de Karel Gott, Udo Jürgens și Alla Pugačová. Era tot ce vedeam la televizor. Și din câte țin minte, Karel Gott a fost la un moment dat, a împărțit la un moment dat scena cu José Feliciano. Maestre, vă mai amintiți de acele momente? We remembered Carol Gott? Carol Of Gott course was. I remember Carol Gott. Very nice man, very good singer. I remember the other fellow, Jurgo. Udo Udo Jürgens. Jürgens. Yeah, I remember him as well. Very good singers and very nice people. We remembered that you sang with Carol Gott earlier. I did. I don't remember what song we sang, but we did sing a song together. It was on a television program in, I think it was either in Hungary or Czechoslovakia, somewhere. În But it was, Ungaria, huh? în Ungaria sau în Yeah. Cehoslovacia s-a întâmplat într-un program de televiziune. Nu-și mai aduce domnul Feliciano foarte bine aminte despre ce piesă este vorba, însă s-a întâmplat acum foarte mult timp. În perioada aceea, războiul ideologic era în plină floare și mulți artiști evitau să vină să cânte în țările din Est. Evitau pur și simplu ca să nu complice lucrurile. José Feliciano a fost unul dintre cei care n-au ținut cont de aceste lucruri și dacă a fost să cânte, au venit cu mare drag și au călcat aceste granițe stupide ideologice. Cum de s-a întâmplat asta? Cum de ne-a existat frica aceasta de, să spunem așa, complicații? At that time, most of the artists avoid to come in the Eastern Europe. How did you come in Romania? Well, I came because I had guts. No, I came because I wanted to come to these Iron Curtain countries. I came to Hungary, I came to Czechoslovakia, and then I came here, and I was happy to come here because I read history about these countries and how much they suffered during World War II, and then what they were suffering when Russia took over. Domnul Feliciano a avut curaj, da, și tupeu, hai să forțăm un pic nota cuvântului în acea perioadă și a propus de altfel să viziteze mai toate țările aflate sub cortina de fier, impresionat fiind de istoria acestor țări, de ce s-a întâmplat în al doilea război mondial și după. Spun unii, cum spunem noi jurnaliștii, unele surse, că unele dintre piesele pe care maestrul le-a compus, pentru a le compune, i-au trebuit nu mai mult de 5 minute. Și întrebarea mea este de ce a durat atât de mult? The legend says that you composed some songs in 5 minutes. What took you so long? That's not really true. I think every composer has that kind of thing where sometimes you write a song and it only takes 5 minutes to write, and then you're writing another song
and it takes a whole couple of days to write. You know, it all depends. Se întâmplă să-ți vină inspirația de moment și să se întâmple o piesă să fie scrisă în 5 minute, așa cum se poate întâmpla pe o inspirație nu chiar de moment, să se întindă toată treaba asta pe 2, 3, 4, 5 zile, poate chiar o săptămână. Depinde de inspirația de moment. Erau unele momente din trecut de care noi știm când vă plăceau foarte mult Cool and the Gang, Duran Duran, asta din ce mi-amintesc eu, Michael Jackson de asemenea. Dintre preferați, tot din ce mi-amintesc, nu erau cei care cântau heavy metal, metale grele și așa mai departe. De ce această depărtare de muzica, să spunem așa, puțin mai grea? We remembered some artists that you loved in that time, Michael Jackson or Duran Duran or Kool and the Gang. But you don't love metal, heavy metal. Why are you avoiding hard music? I'm not avoiding it. There are just other people that do it better than me. So why should I? But I do. There is some heavy metal that I like. I like the originators of heavy metal, which were Led Zeppelin. Though that's my favorite heavy metal group. Pur și simplu nu evită astfel de muzică. Dacă alții se pricep mai bine să o facă, îi lasă pe ei să compună și să cânte muzică mai grea, la care domnul Feliciano nu s-ar pricepe atât de bine. Însă iubește foarte mult rădăcinile acestui tip de muzică. Led Zeppelin sunt preferații lui. Da, o trupă extraordinară. 40 de ani au trecut de la un moment absolut delicios în care maestru George Nicolescu a dorit să ia legătura cu José Feliciano. Chiar 41. 41 de ani, da. Dânsul a scris o scrisoare, necunoscând limba engleză, cunoscând însă foarte bine limba franceză, și l-a așteptat pe José Feliciano la ieșirea de la sala Palatului pentru a-i mâna scrisoarea și pentru a sta de vorbă. Și vreau să-l întreb pentru început pe José Feliciano dacă își mai aduce aminte acel moment cumva. It's been 41 years since a big Romanian artist, his name is George Nicolescu, has written you a letter. And he waited for you here in Bucharest to give you that letter. Did you remember that moment? It's been a long time. I don't know. I don't even know if I have the letter. But let us be nice and say that even though I may not remember the letter, I think it was wonderful that he took the time to write the letter to me. But to please forgive me because it's been so long that I have no recollection of it. I hope, it is my hope, that he comes to the show and maybe I can shake hands with him, and if I hear his voice, then it'll force me to remember. 41 de ani au trecut de atunci, de la eveniment, destul de mult timp să își aducă vag aminte sau poate deloc despre evenimentul respectiv, dar dacă l-ar auzi pe George Nicolescu, dacă i s-ar povesti și dacă s-ar întâmpla să se reîntâlnească după 41 de ani, cu siguranță își va aduce aminte de acele momente. Sunt întârzierile specifice României, drept care acum după 41 de ani ne cerem scuze că am întârziat puțin cu traducerea și sper că nu este nici acum foarte târziu. Iată, acum ne putem înțelege foarte bine, mai ales că atunci, câte știu, George Nicolescu, vorbind foarte bine franceză, a încercat să inițieze un dialog cu José Feliciano, dar fiind totuși limbi diferite, n-a existat acel dialog. Așa că, dacă acceptați scuzele după 41 de ani, v-am fi recunoscători. We apologize that after 41 years we make the translate, because George Nicolescu writes you the letter in French. Well, that's even worse. I can't read French. He's a French teacher, but now in 2015 we can translate English to Romanian and we can do the things easily. So we apologize. That's okay. It's been 41 years to do that. Okay. Well, that's why I didn't remember. Tocmai de aceea probabil nu și-a amintit, pentru că domnul Feliciano nu cunoaște decât spaniolă și engleză, cu limba franceză mai greu.
Înainte de a asculta puțină muzică la București FM pe 98,3, încă o întrebare, o să-mi permit pentru José Feliciano. Domnia sa s-a născut în Puerto Rico și din câte știu, orice cetățean care se naște în Puerto Rico este automat cetățean american. Dacă vă întreabă cineva unde v-ați născut, ce răspundeți? În Statele Unite sau în Puerto Rico? We know that you have been born in Puerto Rico, and we know also that the person who is born in Puerto Rico is an American citizen. And our question for you is, if someone asks you, are you a Puerto Rican or an American, what's your answer? My answer is, I am a Puerto Rican American. Puerto Rican American. Frumos, este foarte diplomat răspunsul. Da. Răspunsul e foarte diplomat al domnului Felician. Reamintim, dacă ați venit puțin mai târziu pe frecvență, nu este niciun fel de problemă. Vă așteptăm cu drag și ne bucurăm că ați venit și acum. Suntem la București FM 98,3. Site-ul nostru este www.bucureștefm.ro. Invitația este firește să intrați și pe site. O să luăm o pauză muzicală, după care continuăm, bineînțeles, dialogul cu maestrul și, așa ca un teasing, o să-mi permit să-i adresez câteva întrebări și lui George Nicolescu. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Todo el mundo, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año, felicidad. Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será?
¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida y tengo que partir. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña mexicana llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, como y cuando yo no sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará. ¿Y será? ¿Será lo que será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? București FM, încă o dată bună seara și bine ați venit, dragi prieteni. Repejor pe site www.bucureștefm.ro, să-l și vedeți pe invitat, numai să-l auziți, José Feliciano, care a acceptat interviul și dialogul cu noi. Prima întrebare o să fie una personală legată de copiii domniei sale. Să ne povestească puțin despre ei și ce mai fac în prezent, dacă țin legătura. Îi așteptăm în România să vină, se mute definitiv, am înțeles că o să sosească la un moment dat, nu? Another question for you, Mr. Feliciano, how's your kids doing? My kids? My kids are good. They're not kids anymore, they're grown up. My oldest is 26. She's my daughter. She's the first one. She's the oldest. Then I have a son who's 23 and another son who's 19. Both of the boys are musicians. One plays bass, the other plays drums. My daughter does not play any instruments, but she's into other things. Copiii nu mai sunt copii, au crescut între timp. 26 de ani are fica domnului Feliciano, care nu se ocupă cu muzica, se ocupă de cu totul și cu totul alte lucruri, dar cei doi fii de 23 și de 21 de ani sunt muzicieni amândoi, de altfel. When they are coming to Romania? Excuse me? When they are coming to Romania? I have no idea. When the promoter can pay for it, how's that? Deocamdată nu se știe, dar când impresarul va plăti și pentru asta, vor veni și fiica domnului Feliciano aici în România. Acum, dacă tot a existat o vorba românului, dacă tot a existat o întrebare personală, evident că vine și a doua. Din câte știm noi, José este al doilea dintr-o familie cu 12 frați, sper să nu greșesc. Și vreau să-l întreb dacă mai trăiesc și dacă mai ține legătura și cu frații. As we know, you're the second son of a family who has 12 kids. 11, they were 11 boys. 11 boys. Yeah, but only 8 survived and I am in the middle. I am not the second. I am, let me be exact here. I am the third.
the third of 11 boys. Este al treilea născut dintr-o familie cu 11 băieți, din păcate doar 8 trăiesc în acest moment. And now we are 8 brothers. 3 did not survive. Și mai țin legătura? Și mai țin notatura. Și mai țin legătura. Și mai țin legătura. Ok. Do you speak with your brothers? Romanian, no. From time to time. Yeah. No, I do speak with my brothers from time to time. We're pretty close. It's just that they're scattered, you know. Some live here, some live there. So it's not always easy. Nu e destul de ușor să ții legătura. Țin legătura toți frații între ei, toți cei 8 frați. Nu e ușor oricum pentru că se află la o distanță considerabilă unii de ceilalți. Sunt destul de împrăștiați prin lume. Acum o întrebare clasică, dar care nu are cum să lipsească. Din afară și cu siguranță și din interior pare o viață și este o viață absolut împlinită. Cu o mulțime de bucurii atât personale cât și pentru public, pentru noi toți cei care ne-am bucurat atâția ani de muzica lui José Feliciano. Mai lipsește ceva pentru José? Care este pasul următor? We were thinking to ask you, what's your next step, thinking about that you have a nice life, a fulfilled life, and full of joys. What's your next step? Did you miss something? I hope not. I will tell you my next musical step is I will have an album coming out soon of pieces by Mozart played on guitar. They come from some arias from operas for castratis. And I don't know if I'm right or wrong, but not from what I know, nobody's played Mozart's music on guitar because Mozart didn't write for guitar. Primul proiect, următorul pas muzical, nu din viața personală a domnului Feliciano, este un nou disc, unul inedit, inspirat din muzica clasică, chiar din compozițiile lui Mozart, care a compus pentru pian, dar piesele vor fi cântate așa ca în stilul lui José Feliciano, la chitară. E ceva inedit care va apărea în curând. De obicei, când oamenii se află în preajma unui nevăzător, reacționează ciudat, de multe ori stupid. Nu știu cum să se comporte, nu știu ce să întrebe. Și José Feliciano este unul dintre cei care mereu a folosit umorul. Și vreau să întreb dacă umorul pentru un nevăzător este și o formă de protecție la unele întrebări care pot fi agresive sau de-a dreptul stupide. We are asking you if you have a humor as a protection in your life. No, I have humor because that's what God gave me. You know, nobody laughs out of protection, you know. We all have a sense of humor and some people don't. I happen to have a sense of humor and I try and make those people around me laugh and I like to make myself laugh because the way the world is today you need to laugh. Așa cum este lumea în ziua de astăzi, cred că toți avem nevoie, domnul Feliciano crede că cu toții avem nevoie de un zâmbet, de râs. Are simțul umorului pentru că așa l-a lăsat Dumnezeu și în ziua de astăzi îi place să-i facă pe ceilalți să zâmbească, să râdă de ce nu și îi place să se facă pe sine să zâmbească și să râdă de ce nu. Deci nu e o formă de protecție. Ne mai întoarcem puțin că am pierdut ceva pe acolo în urmă cu 41 de ani și vreau să întreb pe José Feliciano dacă mai ține minte, dacă mai are amintiri de la acel moment, care pentru România era unul special, venea un mare artist, unul dintre puținii care puteau să vină la momentul respectiv. Te refer la momentul din România. Da, pentru José Feliciano era unul dintre turnee. Și asta vreau să întreb, dacă mai ține minte de la acel turneu din România de acum aproape jumătate de secol ceva. We'll go back again 41 years ago, and we are trying to remember that concert in Romania. Did you have memories with Romania 41 years ago? Well, I have several memories, but some of them I can't talk about. But for example, I remember that I had a song that was very popular in Romania. On an album I did called That the Spirit Needs, and the name of the song was Come Down Jesus, and I couldn't sing it
in my concerts then in Romania, because Romania at that particular time was not allowed to hear anything that was God-related. That was the ideology of the communists, no belief in God. Are destul de multe amintiri legate de România, unele dintre ele nu pot fi spuse acum la radio și nici în fața camerelor, dar ceea ce își amintește și ne poate spune despre România acelor ani este că avea și are o piesă celebră pe care o știm cu toții, Come Down Jesus, pe care România, din motive lesne de înțeles, le știe toată lumea acestei seri care ne ascultă, în România n-a putut-o cânta în concert. E una dintre amintirile mai puțin plăcute ale acelei perioade. Come Down Jesus. Come down Jesus and look at what you'll see. A lot of concrete where green used to be. Come down, Jesus, come down, I pray. You won't believe all the things you'll see today. Come down, Jesus, and look at common man. He is illness, disease unto this land. Come down, Jesus, come down, I pray. You won't believe all the things you'll see today. Come down, Jesus. Oh, come down, my Lord. Won't you help clean the land of the fire and the sword? Come down, Jesus. Oh, come and see the sights. Big buildings and electric lights. Little children who haven't had a bite. Come down, Jesus, and tell me, do you think this is right? Come down, Lord. Come down, Jesus, and look at modern man. Human cancer created by your hand. Come down, Jesus. Come down, I pray. You won't believe all the things you'll see today. Come down, Jesus. Oh, come down, Lord. Won't you help clean the land of the fire and the sword? Come down, Jesus. Oh, come and see the sights. Little children who haven't had a bite. Come down, Jesus, and tell me, do you think this is right? Come down, Lord. Come down, Jesus, and look at modern man. Human cancer created by your hand. Come down, Jesus. Come down, I pray. You won't believe all the things you see today. Încă o dată vă spun, oameni buni, dacă aveți posibilitatea tehnică, rapid, intrați pe site-ul nostru www.bucureștefm.ro pentru a-l vedea pe José Feliciano, care este și în direct pe scenă, dar și aici la noi într-un interviu la București FM. Prima întrebare pentru această oră, una firească pentru orice jurnalist, ținând cont de faptul că în ora anterioară José Feliciano ne-a spus că sunt unele amintiri pe care preferă să nu le comenteze, bineînțeles că o să întreb care sunt acelea.
You said earlier that you have some memories that you cannot talk about it regarding Romania. We are trying to find out what's your memories that. You won't find out. Se pare că nu vom afla asta. Da, acum presa speculează, imaginați-vă că ani de zile de acum înainte toată lumea o să gândească, dar ce-o fi făcut? Nice memories. Nice memories. Da, dar sunt amintiri frumoase. Chiar dacă nu poate vorbi despre ele, sunt amintiri frumoase. We are trying to imagine that 20 years, starting from now on, we will think, what's your memories? We will always think, every day of our lives. Well, good, good. But they were nice memories. I mean, one thing I can say, that I met a lot of nice people, and it seemed to me that people wanted to talk about how their lives were then, and they approached me with such, they were so happy that I came to entertain them, and they reached out to me like a long lost friend, like somebody that they needed to talk to and say, hey, this is what's going on in our country, and this is what's happening at the time, and that was great. I'm glad they felt that way. În perioada acelor ani își aduce aminte că românii erau ca și acum niște oameni frumoși care aveau nevoie de muzică bună și pe care José Feliciano a încercat să-i bucure pe scena acelor ani. A fost foarte bucuros de cum a fost primit în România și de faptul că românii au încercat să-i se destăinuie, că l-au tratat ca pe un artist care nu doar că i-a adus bucurie, ci că i-a făcut să simtă că cineva îi înțelege și că îi ascultă și îi sfătuiește. O să mai întreb ceva, o să-mi permit să întreb ceva pe artist, pe José Feliciano. Vorbeam de anii aceia, anii 70, când cortina de fier era foarte solidă și războiul ideologic era în deplinătatea facultăților lui mentale. Dacă acum, în această zi în care, iată, suntem toți împreună, artistul mai simte că există astfel de diferențe între vest și est, între Occident și țările din est. Thinking about the 70s, the situation, the political situation of that time, now in 2015, do you think that there are still differences between west and east? Well, I will say I don't know, but I think because of different people who run the countries, I think unfortunately the West will always seem more modern than let's say places like Romania. But I think eventually Romania will catch up. I mean, already in Romania we have things here that I never thought they would have, like internet, you know, things like that. And I think Romania will catch up, and I think Romania will be, hopefully someday, if it's run right, as rich as the East. And with education, everything can happen. If Romania's people, the young kids, because the older people, well, they've already, in a sense, lived their lives, and they're not going to go and get more educated, whereas the young kids will. And if the young kids get educated, Romania will go forward. Sunt încă, din păcate, diferențe între vest și est. Țările din vest par mult mai moderne și mult mai dezvoltate din multe puncte de vedere, dar și România, oricum, va recupera acest deficit. A rămas plăcut surprins în România să găsească lucruri pe care nu și le-ar fi închipuit că le poate găsi. Însă, dacă totul ține de educație, dacă vom investi în educație, în educația celor mici, dacă cei mici vor fi educați și responsabilizați, dacă vom avea o conducere corectă, așa cum trebuie unei țări din Est, România va fi mult mai bogată, cu siguranță va recupera totul din urmă în fața Vestului și va merge mai departe.
Nu uitați, oameni buni, București FM, noi suntem 98,3. O să reamintim pe cât putem de des acest lucru. Este fascinant să-l auzi pe artist. Fiecare dintre noi, cei care am îndrăgit muzica, avem sentimentul că îl cunoaștem personal. Cred că ăsta, de fapt, este cel mai frumos omagiu pe care poți să-l aduci unui artist. Faptul că fiecare dintre noi, sunt convins, crede că îl cunoaște personal și în momentul în care îl întâlnește, îi vine să ducă să-l ia în brațe sau să-i spună de-abia ce ne-am auzit acum două zile când mă uitam la un videoclip. Artistul recunoaște acest omagiu? Este unul dintre cele importante din partea publicului către Jose? We have the feeling that we know you since forever, that you are familiar with us, that you are our best friend since forever, that we meet every day. Do you have the same feeling about your fans thinking like that? Most definitely. And I thank you for having those feelings. I thank the Romanian people for having those feelings. I have those feelings about Romania too. And that's why I decided to come and do this concert. I wanted to catch up with my Romanian fans. Bineînțeles că sentimentul este reciproc. România este una dintre țările lui de suflet și tocmai de aceea a dorit să vină în România și să se reîntâlnească cu românii pe care i-a simțit aproape și atunci când a fost aici acum 41 de ani. Legenda spune că la un moment dat, când José Feliciano era mic, el cânta la un alt instrument, sper să nu greșesc, la acordeon, și a primit într-una din zile o chitară cadou. În momentul în care un părinte vine și îți dăruiește o chitară, de fapt el îți schimbă destinul, îți schimbă viitorul. Dacă n-ar fi fost această chitară, José ar fi continuat să cânte la vechiul instrument? We know a legend. The legend says that you were playing at another instrument, but you received a guitar from your parents. No, I did not receive a guitar from my parents. I got a guitar from a friend of my father's, and I play other instruments. I play the electric guitar, I play bass, I play percussion, I still play the harmonica. I play banjo, mandolin, I play the sitar, I play the oud, I play an instrument called the dumrau, which is a Russian instrument, I play the balalaika. Maybe someday I'll learn to play a Romanian instrument. A primit o chitară cadou de la un prieten al tatălui său. A cântat la atât de multe instrumente încât mi-e greu să le număr, dar cred că sunt puține instrumentele la care n-a cântat domnul Feliciano. Da, și ar plăcea, inclusiv la balalaică, da, a cântat, ce și mai ar greu. Plăcea, i-ar plăcea să cânte și la în scurt timp, în curând, și la un instrument românesc. But we were thinking that if you didn't receive the guitar, you haven't received the guitar, your destiny would be the same? I don't know. Who's to say? You know, we have an old saying in America, you know, that when you get a question like that, you know, you say, well, if my grandpa had balls, he'd have been my grandpa. If my grandma had balls, he'd have been my grandpa, you know? Te rog, pentru cine a înțeles, răspunsul este destul de surprinzător, însă e foarte greu de răspuns la această întrebare, dacă destinul domnului Feliciano ar fi fost la fel dacă n-ar fi primit acea chitară cadou. But not to seem rude to you in any way, I really don't know. I think I would have gotten a hold of a guitar anyway, no matter what. Whether my parents gave me one, you know, it was just something that was supposed to happen, you know? A fost ceva care oricum trebuia să se întâmple. De-a lungul carierei și al vieții maestrului au fost foarte multe colaborări cu alți mari artiști în tot felul de proiecte muzicale. Unul dintre cele absolut memorabile este legat de o piesă a trupei Doors, o piesă celebră, Light My Fire,
o piesă pe care publicul astăzi, după atâția și atâția ani, o percepe ca fiind, ca aparținând acelor de la Doors, dar în același timp aparținând și lui José Feliciano. Ce trebuie să, întrebarea este, ce trebuie să pună un artist într-o piesă care aparține sau poate veni pe filiera altei trupe sau altui solist, în așa fel încât publicul să-l considere într-un fel ca fiind autorul acelei piese? We were thinking about your features. You sang many covers, but one of them, Light My Fire from Doors, is perceived as your song. What do you have to put in that song to make it sounds like yours? I don't know. The people just, a lot of people were not Doors fans, so right away they assumed that I wrote Light My Fire, but I didn't. I just sang it in my own style, and it was a different version than the Doors, and so a lot of people thought that I wrote it. But just to clarify, I did not write Light My Fire. I only tried to make it better. Ca să clarificăm lucrurile, domnul Feliciano n-a scris Light My Fire, dar l-a făcut să sune mai bine, în stilul lui caracteristic. Foarte mulți fani care nu cunosc istoria trupei Doors au perceput piesa ca fiind compusă de José Feliciano. Dar José Feliciano a făcut o altă variantă inedită, originală și în stilul caracteristic pentru piesa aia. Hey!
București FM, noi suntem, bineînțeles, 98,3 la linia de noapte. Jose Feliciano, invitat în această seară în studio. Nu cred că ajung toate mulțumirile din lume, sau ajung, dar mai trebuie să adăugăm câte ceva pentru faptul că ne-a onorat cu prezența în această seară. Oameni buni, iată un invitat, așa cum își dorește fiecare, măcar și o dată în viață, genul de artist care, deși noi cu toții spunem, iată un artist care nu are nevoie de niciun fel de prezentare, reușește de fiecare dată să mai adauge câte ceva la această extraordinară poveste, și aș vrea să vă mulțumesc în numele evident al meu, al colegilor mei, și îmi permit așa puțin să spun că fiecare român care iubește muzica într-un fel sau altul se bucură și el de această bucățică de timp pe care ne-ați acordat-o. We are honored to be here with you today. You are a complete artist who is reaching the music every day, and it's making many, many improvements, even today in 2015. And we are grateful to be your partners today and to be here with you. Thank you very much. I'm very honored to be sitting with Radio Bucharest, Radio Romania. I'm here. I'm happy to be with all of you. Thank you for taking interest in my music and for giving me this platform to tell my fans how much I love them, and that without them I wouldn't be where I am. And a lot of artists forget that. A lot of artists don't remember that if it weren't for the fans, they wouldn't have, a lot of them wouldn't have the fancy cars, they wouldn't have anything. And I don't have the fancy cars, but I always make it a point to remember that anything I have was given to me by the fans. Impresionantă desenirea domnului Feliciano. O să spunem și în limba română, ca să știe toată lumea că tot ceea ce are un artist sunt fanii, că tot ceea ce are un artist se datorează fanilor. Ne mulțumește nouă celor de la Radio România, de la București FM, că am înlesnit acest interviu și această comunicare a artistului cu fanii de aici din România, pe care domnia sa iubește și apreciază foarte, foarte mult. E bine de reținut și de subliniat faptul că orice artist ar trebui să-i fie recunoscător fanului care îl aplaudă, care îl iubește, că tot ceea ce are îi se datorează fanului care îl aplaudă și care îl iubește și care îl urmărește, și mai mult, ba mai mult de atât, ar trebui să fie mult mai aproape de el, zi de zi. Thank you, sir. Thank you. Reamintim ascultătorilor, București FM, noi suntem 98,3, două gazde, doi Răzvani, dacă pot folosi pluralul, Răzvan Ursuleanu, Răzvan Petre. La ora 22 o să fie știrile la noi la București FM. Vă reamintesc, și o să vă mai spun de multe ori, pentru că e păcat să pierdeți momentul, www.bucureștefm.ro, site-ul nostru pe care puteți să-l și vedeți pe maestru, nu numai să-l auziți. I-am dictat această scrisoare pe care a tradus-o din română în limba engleză și oricum m-am bucurat foarte mult că am putut să vă strâng mâna. Atunci. I have an interesting question. Why is it that people in Europe learn every other language in Europe except English? Why is that? Are o întrebare foarte simplă, domnul Nicolescu. Cred că știu despre ce. Da. De ce, cum se explică faptul că mulți nu vorbesc nicio altă limbă except în engleză? Da. Răspunsul e următorul. La școala pe care am făcut-o, școala de nevăzători de la Cluj, din România, bineînțeles, am învățat la început limba franceză și după aceea am mers pe linia aceasta a facultății, a profesoratului, mă rog, și din cauza asta n-am reușit și îmi pare foarte rău și acum că n-am avut ocazia să învăț limba engleză și că asta mă face să pierd
foarte mult. Sunt conștient de așa ceva. In that time in Romania, they also learned only French. But what about now? We're back in, we're in modern times now, and they still haven't learned English. But the youngsters do. But Mr. Nicolescu says, earlier, yes, that the letter that he gave you, yeah, was in Spanish. And it was? Yeah. Well, I couldn't read it anyway. Was in Spanish, and it was written by a colleague from Cuba. Okay. I'm very sorry, Mr. Nicolescu. Yes. That I didn't get to read your letter. But what else can I say? It wasn't my fault. No, este absolut nicio problemă. You know, but I'm happy to see you anyway, regardless. It's not problem. Da, câteva glume frumoase aici, poate chiar și la București FM pe 98,3. Domnul Feliciano și-a cerut scuze că n-a putut citi scrisoarea domnului Nicolescu, dar că se bucură să-l revadă după atâta timp aici în București. Oricum era scrisă în sistemul normal, în alfabetul normal. Deci nu era scrisă în brai. Asta e ideea. And thank you for the effort you made. How do I say that in Romanian? Tell me. Mulțumesc pentru efort. Vă mulțumesc pentru efort. Thank you. Thank you again. Vă mulțumesc, domnule Nicolescu, pentru efortul pe care l-ați făcut venind aici. Eu aș vrea să-i ofer domnului José Feliciano un stick, memory stick, în care vor fi... Okay. It is... This I will keep this. I won't lose it. This is my stick. Okay. What's in it? Ce este în el? Deci, ce conține? Vor fi multe, foarte multe cântece ale mele, printre care... Mr. Nicolescu's songs. Okay. Printre care se numără și o piesă pe care s-ar putea să o cunoască un pic și care se numește Chesara. And he has a version in the stick of Que Sera of your song. Okay. Well, you know, Que Sera wasn't written by me. It was written by Jimmy Fontana. Si. Piesa a fost scrisă de Jimmy Fontana, nu de domnul... Știu. Da. He knows. Știu că a fost he knows it very well. A participat la festivalul Sanremo 1971, știu tot. Sanremo 71, with Jimmy Fontana. Okay. He knows very well the history of this song. How many more of these helmets? Răzvan, te rog frumos să-l întreb dacă ar putea să suporte câteva măsuri pe care să îi le cânt. Mr. Nicolescu wants to play you some measures, songs measures. Okay, my friend. Sí. Paese mio che stai sulla colina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia. Paese mio, ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani si vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Bravo, bravo. But bravo. You are this song in the stick. In what? In the stick, in the memory oh, stick. Oh, sure, I'll listen to it. Yes. Okay. Very good. Such a winter's day.
went to a church. I stopped along the way. Well, I got down on my bended knees, and I began to pray. You know the preacher needs a call. He knows I'm gonna stay. Yes, he knows. That's what he's gonna show. Little bit of loving, yeah.